Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Că nu erați în fața televizorului. Da, ăla a fost un moment neplăcut care cred că ne-a dezechilibrat cu totul. Din păcate. Da, dar reacția echipei noastre a fost mult peste așteptări. În sensul că odinioară, dacă luam un gol de ăsta, ne prăbușeam complet. Adică ne revedeam poate prin repriza a doua după ce le vorbea selecționerul la pauză. Hai mă băieți și voi, nu fiți așa. Oricum în a doua o reacționa mai cât de cât. A fost mai bine a doua, da. O reacția, băi, aduți aminte că după gol a avut Drăgușin în ocazie e, da. 3 minute mai târziu, ceea ce e... E foarte adevărat, da. Senzația mea, uitându-mă la meci, e că de câte ori au vrut să apese pedala de accelerație belgienii, au apăsat-o și au trecut de noi fără să ne dăm seama prea bine. Adică dacă voiau să ne bată ca lumea, ne băteau. Ca foarte mare. Valoare ca și cum, știi ce zic, Rapid. Eu nu știu cum. Bayern München. Lasă. Normal că dacă vrea Bayern München să treacă pe lângă Rapid. Eu nu înțeleg cum au bătut slovenii. Slovacii. Da. Slovacii au bătut prin surprindere. Exact. Cum am bătut și noi Ucraina, probabil. Cum am bătut și noi Argentina. Acum niște ani, că Ucraina nu e chiar balaur, adică are, are niște... mă, că până acum ziceai că e... Stai puțin, Ucraina are niște... Ucraina e în spaniol. Individualități. Are niște jucători, păi da, de mare valoare, dar ca fiind... echipă... Păi da, eu am spus că e favorita grupei, ca nume, adică asta a fost părerea mea. Aici îmi atrage atenția Ioan din Sânt Andrei cu Nedoara. Da. Vreau să cerem telefoane. Am spus că sunt calificat 100% de pe locul 3 și mi-a zis, ia vezi că dacă luăm bătaie de la Slovacia și are la alte fac egal, pe ce loc terminăm? Dar nu se pune problema, adică eu vă dau scris aici, că n-avem cum să pierdem cu Slovacia. Ia și scrii. Nu se poate. Da. 0372069599. Vă așteptăm să ne sunați ca să vorbim despre ce am văzut sâmbătă seară. Și cum vi s-a părut meciul și cum vi se pare că arată șansele României acum, după meciul de sâmbătă seară. Mai avem ăsta cu slovacii. Deci da. Cine a strălucit? În afară de Niță. Niță a strălucit, cred că toată lumea e de acord. N-avea cum. Cine altcineva a jucat bine? Cine nu prea? Da. 0372069599, telefonul nostru, o să intrăm în direct în câteva minute, dar sunați-ne de acum. Și mesaj audio 0728 3D1 3D2, dacă vă e mai simplu, că traficul e foarte lejer. Mie mi s-a părut, dacă îi dați voie și domnului Petrescu să aibă un mic comentariu. Da, am așteptat, da, tot weekendul am așteptat, da, părerea domnului Petrescu. Că... Hai, te las pe tine primul. De data asta, să spun, adică meciul cu Ucraina, ai noștri au fost conștienți de propria lor valoare și au avut foarte multă încredere în ei. Acum, cred că au fost foarte conștienți de valoarea belgienilor. Adică mie mi s-a părut evident că au intrat... Și dacă n-au fost mai stresați în meci și după minutul 2 au zis, a, deci e chiar așa cum ne-am așteptat noi. Iar diferența de tehnică pe teren a fost de la cer la pământ. Era îngrozitor să vezi că nu puteai să le iei mingea. Mie mi se pare din contră că au riscat un pic cam mult ai noștri, pentru că puteau să mai ia încă un gol, ceea ce ar fi complicat un pic situația cu clasamentul ăsta pentru locul 3 și chiar și cu clasamentul grupei. De, cred că principal obiectiv al lui Iordănescu era să rămână cu golaveraj pozitiv după meciul ăsta, ca să poată începe meciul cu Slovacia peste Slovacia în clasament, da? Deci în momentul de față fiecare echipă are, nu știm, câte 3 puncte. România e pe primul loc datorită golaverajului pozitiv și superior Belgiei, da? Asta face ca în meciul cu Slovacia să fie suficient un rezultat de egalitate și să nu fie obligată să bată Slovacia. Ceea ce schimbă dramatic datele problemei. Dacă noi am fi avut obligatoriu nevoie de victorie cu Slovacia, adică în ipoteza în care am fi luat bătaie la mai mult de 3 goluri de la Belgia, dacă ne dădeau 4-5-0, trebuia să îi atacăm pe slovaci, ceea ce le-ar fi facilitat lor. Dar spune-mi un joc defensiv cum au făcut cu Belgia și să joace pe contraatac. Care este părerea dumneavoastră, părerea mea e bună, domnule Pastia? Da. Golul al doilea al lui Kevin De Bruyne din pasa portarului, da, a fost de noroc sau de meseriaș? A fost de meseriaș. Adică a fost cu intenție pasă direct la Kevin, că șutul... A, dacă pasa portarului a fost pasă de gol? Da. Nu. Aia a fost degajare. El a stat bine. Nu cred că a fost degajare. L-a văzut în față. Nu cred că a fost unde doar degajare. Fost hai mă, n-a fost doar degajare. Dau mingile în față. În fața acolo, în fața careului.
El era în fața careului mai pe la centru terenului. Păi da. Doar că le-a luat fața lor la alții în viteză, ceea ce a fost un pic jenant așa ca poziționarea fundașilor noștri centrali. Că De Bruyne nu e cel mai rapid fotbalist de planetă și nici nu e la prima tinerețe. Dar în fine, asta contează mai puțin. Ce a fost, a fost. Dar au jucat oricum decent. Adică n-a fost vreun meci rușinos în care să zici că ne-au tăvălit belgenii. Și noi am asistat neputincioși. Am avut și câteva ocazii. Am sezizat acut o diferență, diferența de valoare. Da, adică m-a usturat, frate. E trist când scapi singur cu portarul și nu ești în stare să finalizezi cumva, fie că e o pasă, fie... Adică a fost cea mai proastă finalizare cu putință și când ratezi astfel de ocazii cu adversari de ăștia foarte puternici, așa se scrie istoria. Cine ți-a plăcut cel mai mult, cine nu ți-a plăcut? Mi-au plăcut Drăgușin și Burcă, chiar dacă au greșit poate la faza aia cu golul lui De Bruyne și la faza când trebuia să dea gol Lukaku, dar a fost orgeată în offside. Vorba lui Zaf, dacă Lukaku și-ar fi tăiat unghiile în dimineața aia, n-ar fi fost offside. Nu mai era offside. Nici e excepțional, n-ai ce să-i reproșezi. Eu vă zic problema noastră... Tu nu vrei să te pui rău cu nimeni, nu vrei să spui cine nu ți-a plăcut. Pastia. Da. Ce? Mie? Mihailă nu mi-a plăcut. Da. Dar nici în primul m-a dezamăgit puțin iarăși Ianis Mihail, care a fost, n-a intrat în Mihail joc. A fost singura schimbare. Nu. Cum adică, față de meciul cu Ucraina. 10 din meciul cu Ucraina, da. Și l-a lăsat pe Florinel pe bancă, a intrat Mihail, care da. A alergat mult, dar inutil. Acum să revenim o secundă la... O statistică, a fost cel mai rapid jucător, Mihail. Ca viteză. Ca viteză, da, fuge iut. E cum era cu Bănel, știi, că fugea mult, dar nu prea avea sens. Fiți atenți. Așadar, noi plecăm acum de pe prima poziție în grupă și avem meci cu Slovacia. Un rezultat de egalitate ne garantează locul 3 cu șanse foarte mari să terminăm pe locul 2, de fapt. Acum e foarte interesant cum o să abordăm meciul ăsta. Slovacilor le lipsește cel mai important jucător, Hanchko, cel mai valoros, a făcut o întindere la inghinal și sunt șanse foarte mici să joace împotriva noastră. A ieșit în meciul cu Ucraina accidentat. Miza ar trebui să fie pentru echipa națională, din punctul meu de vedere, victoria cu Slovacia. Pentru că acum victoria ne poate oferi primul loc. E puțin probabil, zic eu, ca Belgia să zdrobească Ucraina. Adică trebuie să-i bată la scor. Dacă noi batem Slovacia, trebuie să-i bată la mai mult de 2 goluri Belgia pe Ucraina, în ca să termine peste noi. Dacă și nu-i mai anulează lui ca cu golurile. Dacă noi am terminat pe primul loc în grupă, am jucat cu ocupanta locului 3 dintr-o altă grupă, ceea ce ar însemna poate fi Ungaria, Italia, Albania sau Croația, că încă desfășurare grupa B, Danemarca, Slovenia sau Serbia, posibil Austria. Sunt foarte complicate calculele astea. Da. În schimb, dacă termin pe locul 3 în grupa noastră, joci sigur cu una dintre Anglia, Danemarca sau Spania. Aha, ceva frumos. Mai mult ca sigur Anglia, deci ai de ales între Anglia și Spania. Așa că, practic, după mână te mai califici. Te califici de palmares, așa. Dom'le, am fost acolo, că, sincer, cu Anglia sau Spania, chiar nu prea... Ok, în orice meci ai o șansă. Cu Spania 0, cu Anglia ai 5% acolo, că nu strălucește Anglia. De pe locul 2, joci cu ocupanta locului 2 din grupa D, care va fi Franța sau Olanda, sau Austria. Dar mai mult ca sigur Olanda, după cum arată... calculele, că Franța teoretic bate Polonia. Da, nasol. Așa că deci hai să măcar îți câștigi grupa și ai o șansă mare să joci cu un adversar abordabil în optim și poate prinzi un sfert de finală, ceea ce deja ar fi monumental. 0372069599. Vreau să vă auzim și pe voi cum vi s-a părut meciul, ce vi s-a părut că a mers, ce n-a mers. Eu v-am zis, ne-am încurcat posesia la meciul ăsta. Adică faptul că am dus posesia la 45%, uite ce s-a întâmplat, cu 29% am bătut cu 3-0. Da, acum să știi că dacă te uiți pe statisticile meciului, ele nu arată un meci atât de dezechilibrat, știi? Adică posesia este pe acolo, la pase diferența nu este atât de mare, la șuturi spre poartă diferența nu este atât de mare. Ăștia n-au alergat în meciul ăsta. Dacă cine? Alergau, ne făceau praf. Belgenii. Încetează-te, rog, cu atitudinea asta de rapid. Hai mă, cineva, vorbesc serios. Pe cum să nu e, de ce să enervezi dacă așa este? Au jucat cât au putut ei de bine. Cum, de unde ai scos-o că n-au forțat? Păi adică n-au forțat, s-a văzut că n-au alergat un pic.
era deranj în care au rugat cât au putut. Ce crezi, că aveau puteri supranaturale? Puteau să ne dea 6-0, dar le-a fost milă de noi. Puteau să ne dea, adevăr că puteau. Docu ăla, dacă... Docu n-a făcut cum a vrut el. Docu ăla, noroc, știi care a fost? Docu este un ratangiu. Docu este un mingicar. Exact. Este, are o tehnică de... Pe bune, îmi ieșeau pe real când îl vedeam. Îmi creștea pulsul și tensiunea. Dar este mingicar. Lui îi place să țină mingea și să facă mișto de fundaș. Dacă pasa... Luțule. Exact. Asta a fost norocul nostru, că l-ai mingicar. Hai să vorbim cu Ovidiu. Bună dimineața! Salut, Ovidiu! Bună dimineața! Zine, salut, salut. Zine cum ai văzut meciul. Vă spun sincer, nu sunt eu mare specialist la fotbal, deși nici am văzut de meciurile naționale din ultimii 30 de ani, dar vă zic ce am văzut și am văzut ceva ce m-a bucurat foarte mult. Am văzut o schimbare în mentalitatea acestei echipe, care corect, vine cumva din societate. Știți? Deci a fost un schimb în societate care a produs această echipe cu acești jucători. Și ce mi-a plăcut cel mai mult, deși au pierdut, bineînțeles, i-au muncit la maxim pe belgeni, care, gândiți-vă, era un urs pus la colț, adică e foarte greu să lupți împotriva unui colos ca ăsta, i-au muncit la maxim și nu ne-au făcut de râs. Și pentru asta m-am simțit mândru chiar dacă au pierdut. Adevărat. Ăsta a fost sentimentul. N-a fost o victorie jenantă. N-a fost. O înfrângere jenantă. Adică... N-a fost. Daniel, bună dimineața! Bună salut, dimineața! Daniel. Bună dimineața! Eu aș începe puțin cu meciul României cu Ucraina. Așa. Sincer să fiu, eu nu am văzut musai o victoria României, chiar dacă tabela arăta 3-0, cât un gest de recunoștință a Ucrainei. Acum asta, iartă-mă, este scuzele mele. Asta e o teorie a conspirației atât de caragioasă. Nu, Vlad, nu. Care nu, se nu, desfășoară pe nu. Internet, pe diverse site-uri. Aia că ne-au lăsat ăia să câștigăm, că le-am dat patriot. Hai, domnule, să fim serios. Stai puțin. Hai, serios. Nu s-a teoriilor conspirației. Păi altceva ce? E o prostie. Asta este părerea mea proprie și personală. Nu, nu e părerea ta. Este ceva care circulă pe net, pe care ai preluat. Nu e părerea ta. Greșit. Dar n-am cum să demonstrez. Doi, la meciul cu Belgia, uitându-mă pe statistici anterioare, toate meciurile dintre România și Belgia s-au încheiat cu victorii la maxim un gol, ori pentru România, ori pentru Belgia, dacă n-a fost egal, iar ăsta a fost singurul, hai să spunem, la două goluri diferență. Așa. Ce-i mai dureros e că, iarăși, părerea mea, Slovacia va câștiga cu România, Ucraina va câștiga cu Belgia și avem toate șansele să nu prindem nici locul 3. Gata, domne. Eu zic că belgenii ne dau patriotul ăla înapoi pe care l-am dat noi la ucrainin. 100% se întâmplă asta. Daniel, îți mulțumim. Alin, salut! Salut, Alin. Vă salut. Te rog. Ce pot să vă spun? Domnul Luca și-a dat seama că se poate întâmpla și scenariul ăsta urât. Care? Să plecăm. Nu există. Nu există, ok, sunt de acord. Te-a apreciat omul. Adică, nu te... Noi cu Slovacia, cum am spus, plecăm în față. Avem nevoie doar de un rezultat de egalitate. Adică nu ești obligat să te deschizi în fața Slovaciei. Știu. Care Știu. Îl va avea sau nu pe Hanșco și dacă îl va avea, nu va fi la 100%. Așadar, în contextul ăsta, dacă iei bătaie de la Slovacia, da, nu meriți nici accidental să fie acolo. Bun, hai să vorbim, lăsăm teoriile conspirative și vorbim la subiect. Cu Belgia ne așteptam că o să vină călare pe noi, ăsta e cum e primăria când vine zăpada. Zice, nu ne așteptam să vină zăpada așa de vreme în decembrie. Trebuia să ne așteptăm că vin peste noi, da? Am luat gol în minutul 2. Au venit prea asta repede. Este. L-am luat prea repede, trebuia să mai stea un pic. N-am mai putut să... Orice echipă, în octombrie. Orice echipă și echipele mari sunt dezechilibrate. Când îți iei un gol de acord. În primele 2-3 minute, îți dezechilibrează tot scenariul pe care l-ai corect. Pregătit. Bun. Da, da, tu ca antrenor iei în calcul și treaba asta. În fine, bun. Îmi place grupul, sincer, nu avem jucători ca Hagi sau ca Ilie Dumitrescu, cum aveam pe timpuri, dar îmi place grupul, da? Și cred foarte tare că cel puțin un egal o să facem în următorul meci. Mm-hmm. Hai, Doamne, ăștia, așa ar fi frumos. Mulțumim tare mult, Alin. Hai să vorbim și cu Cristian. Bună dimineața! Neața! Bună dimineața! Salut, Cristian! Salutare! Ia zi. Da, în primul rând, referitor la meci, echipa noastră a jucat frumos. Dovadă e posesia care am avut-o. De fapt, asta este problema noastră în meciul ăsta. Având posesia atât de mare, le-a dat voie belgenilor să joace pe contraatac și acolo practic ne-a prins. În multe ipostaze eram descoperiți în apărare, se retrăgea foarte greu linia de mijloc în ajutorul apărării.
Plus, ca jucători buni, am avut pe Niță, pe Drăgușin și pe Burcă. Bancul mi s-a părut mână moartă acolo. Asta e, na, așa consider eu. Da, a avut și un adversar foarte greu de ținut în frâu. Da, așa este, dar nu e prima dată când Bancul tot are adversari de ăștia grei. Nu știu cum se face, că numai la el vin toți. Păi, nu, e ghinionist. Și, da, e ghinionist, așa e. Referitor la următorul meci, trebuie să-l jucăm la victorie. Nu există egalul, pentru că egalul poate aduce oricând o înfrângere și atunci suntem în afară. Dar auzi, că... ai fi de acord ca România și Slovacia să aibă o înțelegere pentru un egal? Înțelegerea asta au mai fost. Sunt, nu, ai fi de acord să facem chestia, să se întâmple chestia asta? Eu, unul, nu aș fi de acord prin, na, firea mea. Am citit un comentariu al unui gazetar de sport, înțeleg, cu multă experiență, care era: fraților, pragmatismul contează. S-au mai înțeles și alții mai mari. Hai să lăsăm grupulele și un egal cu Slovacia și mergem împreună și gata. Pentru ce? Ca asta spuneam. Tu trebuie să fii sigur. Nu, tu trebuie să fii sigur că îți câștigi grupa, că altfel nu e nicio șmecherie, că ai mers mai departe și ce? Adică, care e gloria? Ai trecut de grupe? Sigur, da. Ai trecut de grupe și bat Spania, asta e gloria. Dănuț, bună dimineața! Salut, Dănuț! Bună dimineața! E bine că ne-am mai desumflat un pic. Noi români avem o chestie din asta. După un meci câștigat, mamă, suntem, am auzit, extraterestri, nu știu ce. Da, 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 da. E bine că ne-am desumflat. Toată lumea, n-am auzit un comentariu după meciul fabulos făcut cu Ucraina, să zic că, dom'le, eu inclusiv la radio, la dumneavoastră, săptămâna trecută, să rămânem cu picioarele pe pământ. Poate e bun dușul ăsta rece, corect, poate e bun dușul ăsta. E bun, dar s-a văzut o diferență mare între noi și belgeni. Cel puțin în prima repriză am fost, cum spune Dragomir, fii ploi. Deci era impresia că, inclusiv și în repriza a doua, când am mai încercat un pic, dar s-a văzut clar o diferență. Este senzația că dacă Belgia avea nevoie de 3-4-0, dădea. Și nu mai zic că Nița a făcut un meci fabulos. În rest, da, o diferență mare de valoare. Belgia avea nevoie de o diferență mare de golaveraj. Pentru că scenariul în care România face egal cu Slovacia și Belgia face egal cu Ucraina e plauzibil. Și în condițiile astea, România ar termina, datorită golaverajului superior, peste Belgia. Iar locul ăsta chiar contează în grupă. Adică nu e așa că ești de pe orice loc și ea e. Că una e să joci cu Spania în optim, și alta e să joci cu Ungaria, de exemplu, sau cu Albania. Mulțumim, Dănuț. Hai să vorbim și cu Paul. Mai avem un minut. Bună dimineața! Salut, Paul! Bună dimineața, bună dimineața! Păcat că am doar un minut. Vreau să vă zic că echipa aceasta ne-a dublat, chiar ne-a triplat cheful de a... Ce-a dublat? Că nu s-a întâmplat. Cheful de a ne uita la fără. Da, da, da. Pentru că mi-l pierduse. Corect. Așa e. Paul? Are revenit entuziasmul. Nu se pierde semnalul, nu putem să în rândul suporterilor echipei naționale de toate felurile. Paul, nu te auzim bine, să știi. Daniel, bună dimineața. Salut, Dane. Zine pe scurt părerea ta, pe foarte scurt. Este martoră familia, înainte de meci am fost la munte și în drum spre casă, eu nu am văzut meciul fiind la volan. S-a uitat nevastă mea pe telefon, copilul în spate pe tabletă. Eu le-am spus încă de la terminarea meciului cu Ucraina. A fost o întâmplare că i-am bătut. Știți că v-am spus că vom câștiga cu 3-2 și ei, vă aduceți aminte de pronosticul meu? Vis-a-vis de meciul de... Nu, dar nu s-a adeverit, adică de ce ne vă aduce aminte de el, că na. Da, nu s-a adeverit pentru că n-au vrut așa cum au zis și ce... Da. Nu mai avem timp, din păcate. Trebuie să ne oprim aici, dar nu nimic. Hai, România, îi dăm înainte. E miercuri. Nu? Miercuri. Hai că se poate. Și eu dimineață vorbim din nou, fiți atenți. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.